Cine spune că de se cunce greu, facem schimb când ai greu. Nu știu cam aflat, fraților, dar e mișto. Deci mașina asta merge fără cheie, fraților. Dacia în 2002 mergea fără cheie. Deci, dar cum așa rău te descurci? Nu scut n-apoi. Și nouă cum faci treaba cu Pops & Banks. Mafioților, vine 1 și 8 martie și ca să aveți și voi o petrecere frumoasă, vă sfătuiesc să le faceți iubitelor, mamelor voastre un cadou pe măsură. Vă las în descriere un link cu cele două pagini de Instagram și de Facebook, de unde puteți să cumpărați niște cadouri foarte faine și mulțumiți voi mai târziu. Vizionare plăcută! Hei, salutare și vă găsesc la un nou vlog, este un vlog special, deoarece am văzut că vă plac foarte mult daciile, ultima dacie astăzi foarte multe vizualizări și de aceea am ajuns la Severin și nu puteam să ratez eu o dacie foarte și foarte importantă. Este o dacie foarte frumoasă, dar pe lângă frumusețea mașinii are și o poveste foarte frumoasă, fiindcă pasiunea în acest caz nu are limite și nu are vârstă, fiindcă l-avem aici și îndreaptă pe Mario. Salutare! Cum te găsești numai pe Instagram? Mario Maru Daciosul. Bun, și spune Mario, câți ani ai tu? 15 ani. 15 ani și l-avem aici pe Andrei Sărăcin. Salutare tuturor, Andrei. Andrei Sărăcin, 92. Deci, am 21 de ani. Exact, dați-ne un follow amândurora, fiindcă se ocupă cu mașini și astăzi ne-a adus aici în platoul de filmare o dacie foarte, foarte frumoasă. O să încep cu Mario, vină și tu aici, Andrei, lângă Mario, ca să fim lângă altul. Spune, Mario, despre ce mașină este vorba? Este o Dacia 1310 din 2002. Ok. Motor 1.4. Deci 1.4 e motorul original. Da, Dacia, da, pe injecție. E unul pe carburație și unul pe injecție. Asta e ultimul model pe injecție. Ok, deci e motorul care s-a pus probabil și pe Logan, pe Supernova și pe toate mașinile astea mai noi. Da, cam. Bun, mașina asta are ceva interesant, pe lângă culoare. Mașina a fost 800 total. Ok. Sorul red cu perlă silver. Ok, deci mașina este revopsită. Da. De obicei, Daciile nu veneau cu bările astea față. Vopsite, veneau negre. Exact. Se vede o mică diferență între bară, sincer, și capotă. Da. Încă n-ai cum să o faci exact în aceeași culoare. Pe capotă are o capotă de papuc diesel. Ok. Jante Elba, tot de Dacia, în 3 prezoane. Ok, știu că multă lume fac ce trecerea la 3 prezoane, la 4 prezoane. Da, da, asta urmează și la mine, la vară. Deci o să faci și treaba asta. Îl urmez pe tata Hui, să zic așa, că la el mă uitam când făcea lucrul asta cu Dacia. Eu după el m-am luat cu Dacia, când am văzut Dacia lui pe YouTube. Deci el a băgat rogul în tine, deci Dan Cristian Vlogs este responsabil pentru treaba aceasta cu Dacia. Da. Din câte știu, modelul ăsta este recunoscut ca fiind zâmbetul lui Iliescu, nu? Da, așa, dar acum nu mai. Nu mai zâmbet, e cam încruntat zâmbetul lui Iliescu. Cam furios. Fiindcă ai făcut un bad boy look, da, nu? Da. Hai să mergem puțin aici la semnalizări, fiindcă la semnalizări, astea sunt originale. Da, sunt originale, doar că le-am făcut eu negre, le-am făcut dunga. Le-am făcut dunga, mi se părea ceva ciudat la ele și de asta nu înțelegeam care e schimbarea. Grila, i-ai scos emblema? Da, i-am făcut fără emblema, i-am scos emblema. Ok. Și pe partea din față, cam asta ar fi, nu? Cam atâta, da. Lasă-mă să adaug și eu ceva. Folie blană peste tot, dar îți spun sincer că după acest vlog o să le dăm jos, nu vrem să avem probleme cu poliția. Urmează puțin foliile, fiindcă asta i-am întrebat și eu, băieți, cum poate să meargă? Și dacă ne întreb dacă putem să vedem cu ele, ne închinuim. Mai scoatem capul pe geam, mai lăsăm geamul jos. Bine, viața de șofer de mașină modificată e mai complicată, fiindcă atunci când o lași mașina jos, fiindcă mașina este destul de lăsată. Da, e lăsată că rău. Spune cum ai lăsat mașina, fiindcă nu e o rușine, la Dacia nu prea găsești suspensie reglabilă. Nu găsești sau arcuri sport sau ceva, nu găsești. Deci ce ai făcut la suspensie să fie așa josă? Am pus niște arcuri de papuc și am tăiat din ele. Ok, bun. Deci sunt arcuri tăiate. Da. Multă lumea spune că nu mai e sigură mașina. Nu am treabă, nu-i...
nu e nici rigidă. Deci nu e rigidă. Stă și... bine în corbeor. Da. Am înțeles, deci n-ai nicio problemă. Nu am nicio problemă. O am de un an de zile așa lăsată și nu am nicio problemă. Ok. Pe partea de exterior am văzut noi ce e aici, ce se întâmplă, dar pe partea de interior, credeți-mă că o să rămâne șocați și mie că mi-a zis ușa, am zis, bă, ce naiba asta, ce scaunele astea aici, că am mai văzut undeva scaunele astea. Fiindcă mașina asta are interior de BMW E90. Cum ai prins scaunele? Bă, scaunul nu s-a prins, doar la bancheta din spate m-am chinuit mult, că a trebuit tăiat din ea. Iar pus, iar tăiat, iar dat jos. Văd că intră, adică da, mă uit la bancheta din spate și a intrat chiar destul, a intrat bine. Destul de ok. Scaunul de față s-a pus ușor, doar am prins de podeaua mașinii. Ok, dar când te-ai interesat și ai vrut să schimbi interiorul, ai zis, bă, vreau de 90 sau pur și simplu asta a fost singura variantă care se potrivea? Nu, că merge de 46, de 39 merge. A avut și de 46. Mamă, de 39, cum de era vreodată? Am mai avut o Dacia gri și am avut de 39, de piele neagră. Da? Da. Băi, ești nimeni, și cameramanul din spate e uimit pe mine de treaba asta. O să mă arăt niște poze. O să îmi trimiți poze și o să le lăsăm. Da. Aici în spate e încă o chestie pe care acum am observat-o. Mânerul nu mai există. Nu s-a ascupat. Unde e mânerul? Păi, la Dacia cam așa se fac. Nu s-a deschis pe exterior și am spus că oricum să te ia degeaba acolo, dacă nu se deschide pe exterior. A, deci oricum se deschide din cauza problemelor... Da, așa e la Dacia. Se blochează țâmbrușul, nu? Da. A, știu că de la taică-mea când se întâmplă treaba asta. Și am zis să o fac cât mai clean. Și tu când deschizi ușa, cum o deschizi? O deschid pe interior, deci. A, doar pe interior? Da, doar un pic de sus pe interior. Și dacă o închizi, se închide normal. Da. Mamă, se închide, frate, că s-au dezgumbrul ăsta de Dacia pe bune. Și lasă-mă să mai adaug ceva. Da? La vopsire, mașina asta cred că a fost una foarte specială, pentru că a durat 3 luni, mai aveam puțin și la ajungeam pe PIP de la Slatina. 7 luni, cât are de PIP? 6 luni, cam așa. Deci cred că a fost ceva special, de durează 3 luni să vopsești o mașină. Și nici n-ai ieșit cum mă gândeam că iese. Ce vrei să mai adaugi? Da. Vreau să iese mai bine acum, a ieșit cu ași de portocală, dar am auzit că trebuia să-i fi dat un polish, nu a fost dat. Probabil o să iasă la polish, e cam multe cu ași de portocală să iasă la polish, sincer, dar poți să mai scoți din ea. Bă, ce-i mișto la Dacia? Sistem audio Sony. Da? Da. O să ne intrăm la întrebări și o să vorbim despre el. Bușonul de benzină. Uite, Marie, tu știi că de aici pe aici se bagă benzină la Dacia? Știi, nu? Ok. Stopuri negre. Nu are instalație GPL. Deci nu are GPL, dar ce fără GPL. Și hai să vedem puțin portbagajul. E curățat în portbagaj? Da, e. Hai să vedem cum e și în portbagaj. Da, toate, am apartamentul cu mine în portbagaj. Deci tu dați cu un apartament în portbagaj. Mai spune ceva. Deschidere manuală. Bă, dar e mare, mă, portbagajul, pe bune. Are tot aici, dacă se strice. Dacă se strică, o repar pe drum, dacă se strică. Și o reparăm pe bune, adică nu cu zârmă și patent. Dar asta să nu uit cât de mare era un portbagaj la o mașină. Dacia nu e o mașină mare, e un sedan compact, cum se zic așa, adică nu era o mașină foarte mare. Da, chiar. Și uite cât de mare. Chiar este spațios. Și vreau să mai închid o Dacia asta, pot să închid eu capacul. Închide. E tu la fel tare, trebuie să faci fel? Nu. Nu? E fain, că am mai închis o dată ăsta la Dacia și... Foarte silențios. Asta chiar e silențios, pe bune, se închide foarte, foarte ok. Hai să dăm ok, fiindcă mașina asta are ceva special. Și o să încerce domnul Mario să facă niște pops and bangs. Vin aici puțin Madi mai în spate, că o să se audă din spate. Era ce să nu fi pornit acum. Nu că pornește. Ia să vedem. Hai să vedem noi cum faci treaba asta. Ia, arată-ne și nouă cum faci. Vino aici puțin, Madi, să ne arată puțin cum face treaba asta. Pe partea asta. Pe aici, Madi. Arată-ne și când scoți cheașele de motor. Mama, asta Dupa. Trebuie să arăți. Dupa. Ce? Deci, e motorul pornit? Da, păi bagă și cheie. Deci mașina asta merge fără cheie, fraților. Dacia în ce an? 2002. În 2002 mergea fără cheie. Arată-ne și nouă cum faci treaba cu pops and bangs-ul. Nu merge tot timpul, nu? Nu merge tot timpul, e ok. Bun, hai să oprim puțin mașina. Și acum vă vedea și ce la motorul sub capotă, fiindcă și aici e ceva foarte fain. Aici e spuma.
E spuma laptelui. Țuică, ce? Țuică. Bun, aici la, de obicei pașoate de Dacia modifică lucrurile astea și... Avem un V6. Cu ce? Cu compresor mecanic, ce acolo? Bun, deci e 1.4. 1.475 de cai, cam așa. 1.475 de cai cu codul motor aici, cu niște transpirații de ulei probabil sunt astea pe aici. Și cu un spațiu enorm, cred că bagi aici V8. Da, pe oricum motorul o să-l schimb la vară. Ce vrei să-i pui la vară? M-am gândit la 1.7 turbo sau 1.8 turbo. Ok. Un 8 turbo de pe Volkswagen, da. Sau un 7 de pe ce? De pe Volvo? De pe Volvo, cum are Dacia, vrei. Albă, cu care am filmat. Da. Da, aia albă chiar trăgea de toți banii, pe bune. Da. M-a făcut pe mine la liniuță, adică eram eu cu BMW-ul și el cu Dacia și m-a făcut muci. Da, e mișto, e mișto la Dacia că chiar ai loc să pui ce vrei. Da. În interior. Poți să pui orice motor. Probleme? Ai avut ceva cu ea? Nu, n-am. N-ai avut ce problemă cu ea, nu? Și dacă ai probleme, ce? Ce poate se întâmpla? Da, adică ori bobina poate să ducă dacă e probleme, dar am schimbat-o. Ori bobina, ori asta de injecție. Cu senzorul de accelerație. Are senzorul de accelerație, fiindcă e pe injecție, nu e pe carburator. Da, automat da. Ai și accelerație tot pe cablu sau pe... Tot pe cablu. Tot pe cablu, nu? Da, tot pe cablu. Tot pe cablu, am înțeles. Bun, pe partea de exterior cam am încheiat ce este de spus despre mașină, nu? Da. Mai e ceva de ce am ratat? Nu. Bun, o să tragem niște cadre și o să punem mai multe cadre. Probabil v-ați văzut mai multe cadre cu tot ce am vorbit noi aici. O să mergem la interior. O să facem un clip fain, fiindcă e o Dacia și Dacia merită condusă. Sincer, n-am condus în viața mea o Dacia. Niciodată n-am condus o Dacia. Uite, o să iei acum la o probă. Mi-o dai și mi-o tură? S-o dau. Mi-o dai o tură pe aici, prin asta, că chiar, uite, cu ocazia YouTube-ului ajung și să conduc mașini pe care nu le-am condus în copilărie. Ambreiajul este foarte tare. Da? Și spun așa ceva sincer, când m-am urcat în mașina mea, am crezut că e dus ambreiajul la mine, era foarte slab, așa. Ok. Dar mi-am dat seama. Ai Dacia până așa. Acum, bă, stai că ăsta nu e automat, e m-am obișnuit cu smart-ul. E obișnuit cu aia automat. Dă-ți scaunul în spate, că tu cam loc. Stai că este BMW pe lateral, nu? Da. Nu, e pe aici, ăsta. Nu, e acolo. Așa. Scaunul de BMW, tati. Reglaj, maker. Așa. Deci, ambreiaj. Ambreiaj? Mamă, e foarte tare ambreiajul. Da. Da, și frâna e moale. Zici că n-ai frâne. Și dacă vreau să pornesc acum pe liber? Da, e pe liber acum. Vreau să vă spun că e prima dată când conduc o Dacia, adică... E pe liber acum. E pe liber, bun? Prima trebuie să pui și tu din timp, adică cu 10 metri. Trebuie să spun, să verific acum. Deci... Wow! Olo! Olo! Și-a pornit, nu? Da. Filmează Andrei aici acum, bag în viteză, adică... Băi, ești nebun la cap, stai să văd dacă pot să plec. Dacă plec cu Dacia asta de pe loc, să mor de nu șofer. Trebuie să nu ating ceva pe aici. Nu, că nu atinge pe aici. Nu? Nu atinge. Așa facem ambreiajul? Da. Băi, ești nebun la cap, stai să faci. Hai dacă știi. Stai să mai apesă. Acum, păi stai. Din afară mai dau. Mamă. 90% aici. Bă, dar ce-i cu ambreiajul, frate? Și cu frâna asta. E moale, că așa e dat toată Dacia. Poți să pe liber? Da, mai pe liber. Și cum e întâia? Trebuie să nimeri, știi? Cam am o ligă, stai pe stepții. Acum, de acum. Gata. Băi, băiatule, da lumea cum se uită. Cum se uită toată lumea. Fața că e nevă pe noi, că noi suntem fumuriți, suntem mafioți. Mafia. Scuze-mă, patinez puțin ambreiajul, dar mie că... Nu are treabă. Băi, ciudat rău, că nu aștept să conduc o Dacia. Mamă, la ce mașină ai auzit? Da. Oh my god! Trebuie să ieșim de aici, să-i dăm și de puțin. Hai că m-am obișnuit puțin cu ambreiajul. Ca prima sensație mi se părea, aveam impresia că e volanul mai greu. E mult mai ușor ca la Smart și nici Smart nu are servo, da? Și e mult mai ușor față de Smart. Păi stau, uite editeze, mi-e puțin... Se greu. Da. Da, am dat-o, da, deja am obișnuit. Bă, nu e rău. Aș putea să mă obișnuiesc. Bă, la drum întins chiar se ține bine. Crezi că are mașina asta? 75. Dar mi se pare că e așa fâșinață, adică parcă dă impresia că, hai, calcă-mă, știi? Ia la stepea. Bă, ești nebun. Pentru 4 zică punge tare. Bă, ești nebun. Să nimeri a treia. A treia? Aia, asta e. Bă, asta e. Bă, ești nebun la cap.
E mișto, frate, în jur. De sunt astea de Golful 1, când am mers cu el. Ah, Golful la 1. Deci, bă, la chiar l-am condus și tot la fel. E fericit, frate. Opa, scuze. Așa mai, așa. Îl pomnește așa? Da. E pe aici trebuie să pui frână dacă nu știu să mă fac. Da? Da, da. Oleu, oleu, oleu. Băi, nebun. Ia dai mai aici un pupăr. Ia-ți urează, ia-ți urează, urează tare. Urează, urează, urează. Urează. Nu ați luat pieții, să-i urează. Urează. Wow, e nebun la care și-ți copil mic. Asta e întâi, asta e? Da. Sigur, da? Da, da. Adaptă. Da. Experiență. Spune-mi așa despre interior, ce mai... Ce vrei să mai faci? Ce ai schimbat? Văd aici un volan schimbat de Dacia. Da, este volan sport, de pe Dacia Sport. Ok. De acum, vreau să mai fac, vreau să schimb motorul la vară. Sper să-l schimb la vară. Să-i pun un 8 turbo. Merită 3. Ce înseamnă să pui un 8 turbo? Ce costuri înseamnă? Te-ai gândit? Nu m-am gândit că nu știu nimica despre, dar trebuie să mai vorbesc cu cineva care a mai pus. Cred că se duce la 1000 de euro, adică și motorul da, și... Da, și cutie, nu știu ce cutie trebuie schimbată. Ce cam? Ce? Tu îți dai seama că nu o să ia permisul. Știi că o să mai presim așa, băi, ești nebun la... Vreau să pun 4 prezoane. 4 prezoane, bun. Cu discul ventilat pe față de solența. Ok. Că pentru motorul ăla trebuie frâne. Așa, într-adevăr. Bă, sincer, dacă aș vrea să merg cu mașina asta prin daily, zic că aer condiționat mi-ar trebui, în rest e ok. Și am vrea să mă obișnuiesc cu el. Și bagă căldură fără să fie căldură la de la motor. Și spun că nu stai și la minus 10 grade, nu stai în ea. Nu stai în ea. Da, dar bine că și la plus. Sunt unele daci care chiar nu bagă chiar așa căldură. Dar bine că vezi martul spate. Mă, îmi jucă să mor eu. Hai că puge. Mă, 3. Asta-i 3. Gata. Băi, ești nebun, atrage bine. Și-o jucărie, ești nebun de ea. Aici se aude toba, m-am atins cu ea, că e joasă rău. Aha. Cred că am rupt-o sau ceva, dar trebuie să o fac. Hai, doamne, dar chiar e mișto pe bune. Ce trag, mașinile mele nu mai vede așa, frate, jur. Băi, mersi mult pentru ocazie, chiar, mai uite. Mai pentru ce? Se conduce o Dacia. Și eu n-am modificat, bă, se mai primește. Gata. E chiar o premieră pentru mine. Chiar nici nu mai vezi pe stradă așa, nu am modificat. Lasă-mi stradă. Stai că am dat, cred că și cu semnalizare și cu avarii și cu tot, dar ăsta e claxon? Da. Așa claxonez. Kilometrajul-i dat peste cap. Nu merge. 3. Gata. E puțin mai către 5-3, eu totuși, știi? Da. E mai puțin mai îndreaptă. Cât ai avea acum la oră? Avem 834. Avem. Și când se ia zbor? În apară intră mișto, să știi. Eu zic că fuge destul de 1-4. Nu cred, mă, că am lăsat smart-ul la urmă de mult timp, știi? Mișto de tot. La interior vrei să mai faci ceva? Vrei să mai continui proiectul cu interiorul de BMW? Da, la interior vreau să-i fac fețele de uși crem. Okay. Se pun volan de Duster. Ok. Și bordul, vreau să pun bordul de papuc diesel. E mai rotund așa. Ah, știu, cu așa rotundă, da. Da. Eu pe aici îndreptă așa, cred că e ok. Și vreau să încerc să pun mocheta de BMW. Păi, eu pot ai placul ăsta și... Da. Și-o pui. Îl pot și pe cupe. Ești nebun, arcuri tăiate, arcuri tăiate, dar stă. Păi și mine stă pe curbe. Ești nebun pe arcuri tăiate. Mamă, dar cu funele e teroare. Așa la toate Dacia. Funele chiar e... De-aia schimbă tot și pun 4 prezoane cu discul de solență. Așa automat se schimbă așa. Da. Mamă, dacă puteți să pui pe ea și ABS. Are, eu Dacia la teror, mă, cu ABS. Mamă, hai că hai, dacă dai metrile în ea se oprește. Da. Eu o Dacia cu ABS. Al lui Ianculescu, Dani. Da? Da, aia albastră, cum știi. O să-mi dai link cu ea, că poate mergi să filmezi și cu ea. Da. Dar pe aceea o țișă de mașina asta, că e...
3 din prima, ai văzut? Deja se învăță, se învăță cu ea, vezi? Ce parte fac, dreapta? Pe aici, dreapta, da. Te învățași cu ea. Bă, chiar merge bine pe mâine. Și am învățat și unde e și 3-ul. Ia de-am. De că e tu în gară, stai 200. Mamă, și tu cum? Nu știu, că ai 15 ani. Investești bani, timp în mașina asta și tu nu poți să conduci. Adică, 15 ani. Da, am zis că când iau permis o să merg pe ea, când iau permisul. Dai seama că o să merg când ai permisul, dar da. Până atunci? Până atunci. Dreapta, nu? Păi da. Și nu mare pe mine. Când aveam 3 până atunci. Acum ce parte fac? Dreapta. Dreapta? Bă, frate, e chiar senzație. Ne opri și noi, ne opri, ne am intrat doi și bine ce ai. Bă, cine spune că deja... Și o conduce de viață. Deci pe bune jur, cine spune că deja se conduce greu... Face în schimb, când ai BMW. Bă, ai râde de multe ori. De multe ori, parcă se lași, da. Nu știu că am avut fratele, dar e mișto. Îți place? Da. Suta de voie. Da, avem suta. Ce ai, măi, nu știu că ți-ai pe acolo? Ce ai, măi, mai face o parcare, mai... Da? Hai, gândem acolo. Și cu toată lumea, cu Dacia, adică nu mai vezi Dacia pe stare și se pare deja ceva... Chiar în Severin, cred că sunt singur, cred că Severin cu Dacia. Foarte tare. Păstrează, cred că... O să devin din ce în ce mai unicat, să zic așa. Da. Ai, Doamne, nu-mi lăsă că am cunoscut eu de așa. Hai să o punem cu spatele așa, la... Așa, să o punem așa, cu arcii pe asta. Așa. Smart-ul n-a mai ajuns. De dovadă că Dacia este mult mai rapidă decât Smart-ul. Deci, dar cum așa rău te descurci? Cum e mașa e rău, ia să te... Puteți să... Am vrea, scuze. Gata. Și asta e. Și cum îl scot înapoi? Că dacă trebuie să-l ridic... Apeși și bagi a doua. Apeși și bagi a doua. Gata. Și când vreau să scot de aici, cum fac? Apăs? Da, nu mai apeși. Nu mai apeși, doar o scoți. Deci? A intrat și acum doar o scoți. Ia stai să văd dacă pleacă spate. Ia stai să mă lăsăm pe mine. Lasă, lasă. Cred că ai intrat. Da, a intrat. Dai seama ce bucurie ai în suflet când intră în mașină. Bă, ești nebun la cap. Bă, mersi mult Mario și Andrei pentru senzație. Vreau să spun că e o mașină foarte faină. Mă simt ca un copil pe bune. Când mi-a dat o jucărie și a condus-o. Spor cu proiectul în continuare. Chiar îl cunosc să mai vin, să venim. E foarte bine că suntem în același oraș și o să ne mai vedem. Da. O să mai crești și o să duci proiectul ăsta la bun sfârșit. Mai este de muncă la ea. Chiar vreau să-l văd la final și vreau să-l văd pe tine la volan. Da, fiindcă... mai am 2 ani jumate, cam așa. Greu, numere ani așa, nu? Da. Pe degetul, nu? Abia aștept. Am înțeles. Mersi mult încă o dată pentru timpul acurat. N-ai pentru ce? Dați-le și un follow pe Instagram, cum ai spus că ai tu pe... Mario Daciosul. Mario Daciosul pe Instagram. Și Andrei Sărăcii 92. Și Andrei Sărăcii 92, fiindcă sunt doi pasionați, doi oameni care au o pasiune foarte frumoasă. Mi-a părut bine. Și mie, până data viitoare, toate cele bune și aveți grijă cum conduceți și ce conduceți. Pa, pa! Dinamica de scăturării de multe zile a fost fără egal. Un semn de rezolvare pe cale normală, pe cale pașnică, prin înțelegere. Bye.
să placă.